Diana a transmis mai devreme un mesaj pe antena Play, spunând susținătorilor că poate i-au surprins reacția ei de astăzi și tot ce s-a întâmplat în gală. De cei care nu îi plac și nu îi susțin, nu îi pasă. A ajuns în acest punct în care nu o mai interesează ce zic restul. Iar, legat de susținători, cei dragi lor, spunea Diana că nu e nevoie să zică cu subiect și predicat ce își dorește cu adevărat, că ei știu și știu ce să facă pe mai departe, cum să lupte, și mai mult ca sigur se referea la faptul că își dorește într-adevăr să rămână în casă. Zicea că atitudinea ei de astăzi a fost alegerea ei și știe de ce a făcut-o. Mai spunea că ea și cu Dani s-au săturat să tacă, să aplece capul și că vorba capul plecat, sabianul taie, a fost de mult și nu se mai aplică.